Da, deci eu am hotărât. O să depun mărturie. Și nu crezi că e periculos? Băi, ce nu înțelegi, că nu discut. Am luat hotărârea deja. Și nu crezi că o să vină după tine? Așa, și eu o să fug înainte să știe ce i-a lovit. Ce? Unde? Într-o țară. Și tu, Mike, vii cu mine. Păi și eu? Tu? Habar n-am. Te gândești, te decizi, mă informezi. Eu aici nu am cum să mai stau. Și n-am niciun cuvânt de spus, nu? Nu. Mike. Eu nu plec. Mike. Nu plec! Viața mea e aici. Tu poți să faci ce vrei, poți să depui mărturie, poți să spui tot, poți să fugi. Nu mă interesează. Eu nu vin cu tine. Mike, te rog. Mâna de pe mine. Mâna. Ce e? Am și eu de vorbit ceva cu voi doi. Hai că eu mă duc să văd ce face eu. Ok. Ia loc. Hai zi. Cum ești? Nașpa. De ce? Hai zi. Nu pot să depun mărturie. Okay, știm că ești speriată și noi am fost, dar nu putem să trăim așa. Ok, am înțeles. Nu despre asta e vorba. Știu că trebuie să depun mărturie, adică omul a încercat să mă omoare, știu? Exact. Nu? Trebuie să spui tot ce s-a întâmplat, să-l denunți. Și cu ajutorul tău, Tavi o să rămână la pușcărie. Ok, da. Și o să-l trimită pe Gianni să termine treaba. Da, și Nadia o să aibă grijă să-l aresteze. Pe bune, Petru! Pe bune și foarte bine! Dar să nu e o problemă pentru Gianni. Gianni o să trimită de acolo, din pușcărie, pe cineva să ne rezolve. Da, poate că... Și știu, da, știu asta. Dar nu cred că ar fi bine să renunți. Nu cred că ar trebui să dai înapoi. Ok. Ok. Depun mărturie și în secunda a doua va trebui să fug, nu? Și în secunda a trei, Gianni o să trimită pe cineva să-l omoare pe Mike. Dar Mike nu vine cu tine? Pentru că nu vrea. Și nu am cum să-l oblig. Atunci fă ce e mai bine pentru tine și pentru familia ta. Și nu poate să te judece nimeni. Îmi pare rău. Îmi pare rău, n-am ce să fac. Mamă, te rog! Bă, nu-mi întoarce spatele! Te rog, nu frumos! Nu am ce să mă rogi! Înțelegi că vii cu mine! Nu! Punct. Nu înțelegi că eu nu vreau să plec! Nu mi se pare corect. De ce trebuie să fim noi aia care pleacă? Ok, am două variante de răspuns. Unu, de Kiki, de Miki, de Trailerii, de Kiki. Doi, răspuns corect. Pentru că este singura soluție ca noi să rămânem vii și Tavi să fie la pușcărie. Da, dar mie nu mi se pare corect. Eu nu vreau să plec. Ok, tu crezi că eu vreau să plec? Tu crezi că eu vreau să plec? Tu nu înțelegi că este singura variantă. Nu avem de ales. Atunci pleacă tu. Ok. Auzi, nu, am una și mai bună. Nu mai plec deloc. Și cum facem? Foarte bine. Nu mai exact. Perfect. Și nu mai dau nici declarația. Și Tavi scapă. Adică ce faci tu acum? Mă șantajezi? Nu pui eu lui mama. Nu iubitul meu, nu lumina sufletului meu. Eu îți explic cât se poate de clar, să-ți fie clar. Ăștia o să vină după tine ca să îți facă felul ca să se răspune pe mine. El, ieși! Bă, dar stați puțin!
Pe mine nu mă întreabă nimeni nimic? Ce simt, ce cred, eu chiar nu contez? Ba da, tică, cum să nu, tică? Doamne, vește, dar nu mai tu contezi. Dar ia-ți-ne nouă, tică. Tu că ardem de nerăbdare, nu-i așa? Ce simți tu? M-ai luat repede și am uitat. Ok, tică, pot să te rog și eu ceva? Te rog. Mersi. Te rog frumos, dacă se poate, poți să taci? Deci, Mike, ori fii cu mine, ori eu nu mai dau nicio declarație și Tavi scapă. Bine.